Deznodământ tragic în cazul accidentului petrecut vineri 10 iunie în satul Cotu Vameș din comuna Horia. Bătrânul de 83 de ani care a fost lovit de o mașină a murit în cursul zilei de miercuri 15 iunie. În cursul zilei de astăzi a fost declarat decesul acestuia, pentru că leziunile suferite au fost incompatibile cu viața. Reamintim că bătrânul a fost lovit de un autoturism care efectua o manevră de depășire. Am încercat să depășesc un tir, a intrat tirul în fața mea și am frânat și l-am găsat moșul din partea stângă. L-ați văzut pe... L-am văzut, dar am frânat, am 30 de metri pe iarbă, a alunecat, a fugit mașina și... În cauza vremii. Și vremea și tirul a intrat în fața mea și n-am mai putut evita nimic. N-aveați viteză? N-aveam, ca în localitate, 50. N-aveam mult. Dacă aveam mai multă, l-am urat pe loc, aruncam peste mașină, peste tot. N-am vrut să întâmple. Spune că merge un pe stânga, pe mana șanțului și ăsta a depășit un tir și pac l-a luat. Uitați, marginea, merge omul exact pe margine. În urma verificărilor efectuate de polițiști, aceștia au stabilit următoarele. În timp ce în momentul Ion conducea un autoturism marca Dacia, matriculat în județul Neamț, în interiorul satului Cotu Vameș, din comuna Horia, pe direcția de mers către... dinspre Ion Creangă către Horia, s-a angajat în depășirea unui autotractor cu o semiremorcă ce se deplasa în același sens de mers, a pătruns pe acostamentul de pe partea stângă a direcției sale de mers, unde a surprins și accidentat pe numitul Ies Constantin, ce se deplasa regulamentar pe acostament în aceeași direcție de deplasare. În urma accidentului, partea vătămată a fost transportată la Spitalul Municipal Roman. Șoferul va fi cercetat de polițiști pentru ucidere din culpă.